Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante știri din sport. Odihniți pentru meciul cu Silkeborg, titularii lui Becali au făcut spectacol la Ploiești. FCSB a bătut cu 2-0 Petrolul și se pregătește acum de revanșa cu danezii din Conference League. Florinel Coman a înscris din nou pentru FCSB după o pauză de 673 de zile. Echipa mai valoroasă, echipa mai experimentată a câștigat fără dubii. Meciul a început foarte, foarte fricos și nu-mi explic de ce, pentru că cu public am mai jucat, cu echipe bune am mai jucat. Da. Probabil atâta putem la momentul ăsta. A fost o partidă pe care, eu știu, de la început am controlat-o, am reușit să ne creăm multe ocazii de a marca, am avut o posesie bună, defensiv nu ne-am dat multe șanse celor de la Petrolul. Era nevoie de victorie. Noi la orice meci în campionat avem nevoie de victorie, pentru că știți foarte bine că nu am obținut punctele pe care noi ni le-am dorit până în acest moment. Am jucat noi foarte bine, pot să spun. Și pentru joi avem de luat și noi o revanșă și în funcție de, eu știu, feedback-ul pe care îl voi avea de la jucătorii care au jucat în această seară, mă voi decide pentru meciul de joi. Dar îmi doresc să joace și unii dintre jucătorii care au jucat în această seară. Lui Gigi Becali i-a mai venit inima la loc după ce echipa sa a reușit să învingă Petrolul. Entuziasmat, patronul celor de la FCSB și-a găsit și un sfinx în lot, iar lui Tavi Popescu i-a dat un ultimatum. Cordea este demențial, ce să-i spun lui Cordea? E sfinxul. Ce să-i spui? Nu ai ce. Și faza de apărare și unul contra unul, nu ai ce. Spunea meme că dacă îl văd pe Cordea la antrenamente, o să zic că a devenit Messi. Am niște oameni care se ocupă să-i educe fotbalistic și în viața personală. Tavi Popescu, fără el în teren, avea mari probleme. Acum el a ajuns să fie o problemă când e în teren, adică este vorba despre greșeli. Când un jucător are o decădere din asta, e ceva în viața lui personală. Nu știu ce, dar e ceva în neregulă. Înseamnă că sunt niște probleme particulare de viață și trebuie să și le rezolve singur. A spus Gigi Becali la Pro Arena. România poate răsufla ușurată după ce și-a aflat adversarii din preliminariile Euro 2024. Tricolorii au evitat marile forțe ale Europei și se vor duela cu echipe pe care le-am depășit în ierarhia mondială. În grupă cu Andorra, Belarus, Kosovo, Israel, doar Elveția le dă emoții elevilor lui Edi Iordănescu. Din cauza situației geopolitice, guvernul României trebuie să decidă în ce condiții se vor disputa meciurile cu Kosovo. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul final din Germania. Cred că se putea și mult mai rău și atunci trebuie să fim mulțumiți cu ce ne-a dat Dumnezeu, pentru că până la urmă aici a fost și o chestie de soartă, dar e o grupă echilibrată, o grupă în care avem șanse, da? Favorita este Elveția, clar. Dar pentru locul 2, probabil că noi suntem cei mai importanți după ce am văzut eu în ultima vreme. Toți factorii care vor participa la aceste calificări trebuie să-și asume o mare responsabilitate. Frunte cu jucătorii, cu staff-ul. Momentul relansării echipei naționale a fost septembrie. Consolidarea ei trebuie să fie anul următor. Cred că aici e secretul. Să adune acum, în perioada asta de început, cele mai multe puncte. Și nu te lași pe faza finală. Avem șanse de calificare. Poate să spunem că Elveția este mai sus, eu știu, ca și lot față de celelalte echipe, dar și cu Elveția noi ne putem lupta cu ei. Dar pentru locul 2 avem șanse. Adică ne putem lupta cu Israelul, Kosovo, Andorra, Belarus. Sunt și ele tot la nivelul nostru și avem o șansă și am încredere în jucătorii echipei naționale, în stafful de la... Mircea Lucescu trece prin momente grele în Ucraina. O alarmă aeriană a fost dată în timpul meciului dintre Dinamo Kiev și RUC Lviv. Cu toții au fugit să se adăpostească, iar partida a fost reluată după o oră de la minutul 80. Deși echipa sa era gazdă, tehnicianul român a ales să dispute meciul la Lviv pentru a mai scuti din timpul de stat pe drumuri înainte de partida cu Rennes din Europa League. Din păcate, pentru a pregăti un meci de acest nivel ai nevoie și de timp, ai nevoie de terenuri de antrenament, ai nevoie. Noi la fiecare 3 zile ne mutăm dintr-un hotel în altul, după un teren de antrenament în altul, cu deplasări de câte
7 până la 11 ore, într-o parte alta, nu-i simplu în condițiile astea să pregătești o echipă pentru a-și domina total, pentru a putea marca mai multe goluri, trebuie să-ți domini adversarul total. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru, prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea ediție, la revedere!